Iată-ne. Am ajuns. Fiecare cu valiza lui. Ești mulțumită? E bine, nu rămâne acolo în picioare cu aerul unei servitoare îndrăgostite care și-a prezentat certificatele spre a fi angajată. Pune-ți valiza jos! Uite, eu mi-o pun pe-a mea. Elise, scoate-ți mantou. Scoate-ți pălăria. Mișcă-te, hai mișcă-te, dragă, fă ceva. Nu sta acolo bălăbărindu-ți mâine ca o toantă. Spune ceva, dar toată ziua sturuie gura. Eu înțeleg, eu de obicei nu spun nimic, dar tu... Julien? E Julien, care scrie. Ce scrie? Păi asta nu e o meserie, care scrie. Ce scrie? Ce? Texte. Texte publicitare, broșuri, da, ce, slogane, mesaje radiofonice și trăiește din asta. Da, dar tu nu suporti ideea că el poate trăi dintre asta, pentru că îți scapă din mână, da? Trăiește din asta. Hai să ne deschidem valizele, dragă. Julien nu era întâlnirea ridicolă pe care ne-a dat. Hai să ne deschidem. Dar ce naiba căutăm să facem ceva pentru el? Să admitem o dată pentru totdeauna că nu mai putem ajuta cu nimic cu aia asta neagră. Cu nimic! Să ne deschidem valizele. De rog, hai. Să începem cu valiza ta, nu. În cinstea ta. Nu, 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 n-ai să răzi. Nu! Lasă valiza! Nu, no, Călosule! Țapule! Taure! Te mira ce-ți spun. Da, te încrunți prin cinele, zâmbește. Repet aceste trei cuvinte. Ticălos, țap, taur. Și? Ce înseamnă asta? Nu știu. Sunt trei cuvinte pe care le-am spus întâmplător. Înseamnă Antoine, logodnicul meu, care a fost coșmarul vieții mele. Un coșmar care durează de 30 de ani. Antoine, ești o bestie, brutală și egoistă. Asta înseamnă cele trei cuvinte pe care le-am spus adineauri și care se lănțuie perfect unul cu altul. Ticălos, țap, taur, cuvinte tranșante, cuvinte care scormonesc cu cuțitul, rănile deschise, cuvinte care înseamnă ceea ce ești tu, poate, pentru mine. Asta e. Hai, privește-mă liniștit, da. Da, cu aerul tău de chirurg celebru, tu, soțul tatălui Julien, Julien, unicul nostru fiu. Frumoasă poveste. Iar femeia care își etalează sentimentele în fața ta nu e alta decât Elise, fetița căreia îi plăcea să se îndoape cu dulceață din borcanele așezate destul de jos în dulapuri, da, ca să poată gusta cu degetul din ele pe furiș. Și toată familia venea să asiste la spectacol, venea să surprindă pe fetița lacomă, iar fetița lacomă știa că o să vină toți să-și bată joc de ea. Devenise un spectacol, iar tu ai cumpărat spectacolul ca un producător, ca un circar care își prezintă numerele la un bâlci, ca un pește. Aici aș vrea să faci niște precizări. Ai cumpărat un spectacol care trebuia să aducă bani, mulți bani. Așa, 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 așa. Și? Mai precis, mai precis. Cu ce bani ți-ai cumpărat clinica? Îmi spuneai altceva atunci când ne certam. A, nimic, nimic, doar asta. Gândul că m-ai furat. Asta e tot. Dar azi am impresia că am să găsesc alte lucruri să ți le zvârle în față. Da, da, da. De fapt, Julien a avut o idee bună când a dat întâlnirea asta. Mm-hmm. Asta te amuză? Da, enorm, enorm. Știi, mă uit la tine și îmi spun, chirurgul placid și celebru ascunde un măcelar. Elise. Da, iar soțiile măcelarilor au uneori câte o hemoragie cerebrală care le face să omoare pe oricine și oricum. Fiecare la rândul său. Elise, glumește. Da, firește, firește, firește. Și totuși femeile astea exasperate omoară, dar își fac o treabă bună. Omoară dintr-o dată. Tranc și gata. Pe copilul lor. A, nu, nu. În general, ele omoară pe cei care omoară.
Știu ce fac. Asasinează pe asasin. E, acum e altceva. O să trebuiască să comunicăm. Julien încearcă și el să comunice mesaje publicitare marelui public. Să facă atractive unele produse care au prea puțină atracție sau deloc și care trebuie să se vândă mai bine și care se și vând mai bine uneori datorită lui. E, așadar să facem un efort. Ha, ha, pentru el, da? Ca să-i facem plăcere înainte de a veni. Hai să jucăm jocul pe care ne-a rugat să-l jucăm. Hm? Hai să trăim ce n-am trăit de 30 de ani. Imediat. Hai, atât cât durează o partidă de tenis. Atenție. Atenție. Primul set, primul joc. Servesc. Atenție la serviciul meu. Hai să vorbim. Hai să comunicăm. De ce ți-a venit să mergi să râzi pe frunte? Așa mi-a venit. Ce ai în valiza ta? Antoine. Logodnicul nenorocirilor mele. Spune mai întâi ce intră a ta. Na. Dar ție să vine cinstea. Valiza ta, uite, e mai grea decât a mea. Din potrivă. Da, deloc. Va ta. Va ta. Nu, a ta, uite, hai să le cântărim. Uite, ce spuneam eu. A ta e mai grea. Va ta. Va ta. A ta, o să vedem, da, hai să începem. Uite, gata, uite, să nu avem discuții, o deschid eu. Uite, uite-te la rochia asta pe care am scos-o acum. O recunoști? Comandată în iunie 1939, livrată peste o lună în frumoasele zile ale lunii iunie. Treci la fapte. Se teme de ce am să spun? Ție ți-e teamă de ce vrei să spui. Continui. Atâta timp cât ai să vorbești despre banii pe care i-ai urmărit, seducându-mă pe mine, eu am să mă amuz. Să știi, ca o fetiță, în clipa asta ești borcanul meu de dulceață. Scoate-ți mantou. Nu, stai, vorbește mai întâi despre rochie. Nu. Eziți? Nu. Rochia asta a fost livrată în ziua de 15 iulie 1939. Da. Ție ți-era frică de război. Îl dezaprobai. Femeile tinere frumoase și de curând măritate, toate frumoase, toate proaspăt măritate, au uneori presimțiri elegante, fug, se duc la țară. Se vor pierde printre pajiști, printre flori, o goare de grâu, se ascund într-o casă în fundul unui parc. Tu ți-ai ales casa de fetiță bogată, aceea a dulcețurilor, a păpușilor. Dar nu o să porți rochia asta prea frivolă pentru frica ta. Și rochia va rămâne pe tot timpul războiului în cartonul casei de modă, cu multă naftalină. Devine obiect de superstiție. Nimeni și nimic nu te poate hotărî să o porți pentru nimic în lume. Vorbește-mi de rochie. Despre asta și vorbesc. Nu mai încerca să deschizi fereastra. Știi bine că n-ai să reușești. Hai, vorbește mai departe despre rochia mea. Ce-a fost cu ea? Ți-aduci aminte de vara anului 1939? Spaima te făcea frumoasă. Mai frumoasă decât oricând. Superbă. Atrăgătoare. Și fiindcă ți-era frică, fiindcă erai frumoasă, ai zămislit un copil. Frumoasă hotărâre. Eu, cât eram eu de egoist, îmi doream un fiu brutal și egoist, ca și mine. Un fiu pe care să-l cheme Julien, Julien Duperin. Iar tu te gândeai că un fiu în pântecele unei mame poate stăvili un război, nu? Da, exact. Hai, continuă. Acum e rândul tău. După aceea o să fie al meu. Pentru că am să vorbesc și eu când o să-mi vină rândul. Nu cu tine, ci despre tine. Acum și tu vorbești despre mine. Conversații paralele. Și apoi, sincer să-ți spun, ai un aer atât de idiot cu rochia aia în brațe. Nu. Ei, lasă-mă! Nu încerca să o iei. E rochia asta mea aparține. Era în valiza mea. Eu am adus-o. Blestemata asta de rochie pe care trebuia să o îmbraci pentru prima dată în ziua aceea din septembrie 1945, în ziua aceea când te hotărâsești
să-l prezinți pe Julien, fiul adorat, fiul așteptat, dorit, zămislit, pentru a stăvili războiul și care n-a stăvilit nimic. În ziua aceea de septembrie, în care l-ai pus pe prichindelul tău de copil pe portbagajul bicicletei, într-un coș de rachită, copilașul, fiul, Julien, care până la urmă n-a făcut altceva decât să te distragă de la război, atâta tot. Și războiul s-a terminat. Ce zile frumoase a fost în septembrie ăla. Tu ai deschis cartonul, ai scos rochia, ai îmbrăcat-o pentru prima oară. Mirosea a naftalină, dar ție-ți plăcea mirosul ăsta, e acela al rezistenței tale și tu erai fericită. Eva, doica lui Julien, olandeza aia ascundă și cu sânii trandafirii, refugiată de război care a avut misiunea să șteargă murdăriile sacre ale fiului timp de 5 ani, te-a însoțit până la grilajul grădinii. Știa că nu știi să mergi prea bine pe bicicletă. Dar bicicleta asta la eliberare era chic, era ceva foarte chic. Caritate chic, snobism, cât se poate de chic. Doamne, exact. Eva îți făcea semn cu mâna și hop, iată-te plecată, purtând rochia asta, iar în spatele tău, la înălțimea fundului tău, Julien. Julien care descoperea lumea. Exact. Da. Continui? Dacă dorești, e doar rândul tău. El a scris o listă. Adu rochia bleu pe care Eliz o păstrează cu mare grijă într-un carton și o să vorbim de portocala pe care un soldat american ne-a dat-o la intrarea în Bois de Boulogne. Eliz, e rândul tău. La intrarea în Boa se află un camion la armatei americane. Da, era de-a curmezișul șosele. Și? Și soldații împărțeau portocale copiilor care se jucau. Julien a crezut mai întâi că portocala e o minge. Că n-a pusese niciodată o portocală. Nici nu văzuse o minge. Da, uitasem să-i dăm jucării. Adu-ți aminte. Îi dădeam de toate. O doică, o cameră frumoasă, mâncare pe care numai în timp de pace puteai să o ai, dar nu jucării. Din cauza războiului. Și de asta dată e vorba de tine, pentru că tu ai născocit invenția asta. Da. Un fiu în timp de război nu trebuie să aibă nici minge, nici jucării. O bună bună, mâncare bună, dar nu portocale când ceilalți copii n-au. Exact. Dar rochia e deșirată. De ce e deșirată? Julien ținea portocala în mâini. Uite, așa. Era fericit. Râdea cu hohote. Nu-l văzusem niciodată atât de fericit cu mine, nici chiar cu tine. Spunea portocală, portoca și... Ce? O pune pe rochia mea. Pe fundul tău. Exact. Stătea doar în spatele meu. Eu nu-l puteam vedea. Ar trebui să mă opresc, să-l iau în brațe, să-l contemplu. Dar nu. Am vrut să-l duc mai departe, în pădure, departe cu mine, să-l arăt lumii întregi, fiul meu. Și? Atunci? Atunci poala rochii s-a prins în spițele roții din spate și s-a învăluit în jurul piciorului lui Julien. Bicicleta s-a blocat, am căzut jos, portocala s-a rostogolit în rigolă. Multă vreme, pe urmă a dispărut într-o gaură de canal. Oamenii au alergat spre noi, un soldat american ne-a ajutat să ne sculăm. Și Julien nu plângea, privea. Nu mă privea decât pe mine. Și-a întins brațele spre mine. Eu mă rănisem. Oamenii m-au ajutat să mă ridic. Nu puteam să-l iau în brațe pe Julien. Da, sigur. Atunci brațele lui micuțe au recăzut. Și soldatul american l-a strâns foarte tare la pieptul lui și i-a mângâiat fruntea. Julien mă privea. Țintă. Da, nu spunea nimic. Nimic, iar eu n-am avut puterea să fac un singur gest ca să-l iau în brațe. Am văzut țesătura rochiei desprinzându-se de pe pielea lui cu o altă piele, o lipitoare care își părăsește prada
Julien mă privea țintă. Nu puteam suporta privirea aceea. Continuă. E doar rândul tău. Hai. Profită de el. Da, am mințit. L-am rugat pe Julien să te mintă. Căderea cu tricicleta într-un parc a fost o minciună. Mi-era frică de tine. Lui Julien era de acum și lui frică de tine. De mine? Da, de izbucnirile tale. Da, el a acceptat să mintă. Eva voia să spun adevărul. Atunci am concediat imediat. Ți-era frică? Da, de tine. Și asta nu te miră. Îți face plăcere. Dar vorbește clar, Elise. N-am înțeles niciodată. Accidentul acela banal, căderea aceea într-o zi de septembrie, portocala aceea care se rostogolea în rigolă și băiatul nostru care nu plângea, deși piciorul îi șiroia de sânge. Îl prinsese rochia mea. Îl prinsese? Da, iar eu l-am rugat să mintă. Ce revelație! Ce sărbătoare! Nu te bucura prea curând? Ba nu, să ne bucurăm! Uite, puneți rochia asta acum, puneți-o, nu te-am văzut niciodată nu te-am văzut purtând-o. O să am cel puțin satisfacția asta. Dar ce-ai scos din valiza asta ta? Ce-ai scos de acolo? De când o știe fața asta de masă brodată, pe care o foloseam când primeam musafirii. Fața asta de masă? Da. Da. De ce nu spune chiar nimic? Antoine, ai mai acceptat să mai mănânci pe ea? Nu înțeleg ce vrei să spui. Păi cu fața asta de masă nu ți-e evocă nimic? Nu, și. Mă așteptam la asta. Nimic, da? E, atunci să vorbim despre fantome. Ele sunt doar aici. Aici, că fulecă pe fața asta de masă cu buzele strânse, dar tu nu vezi nimic, nu? Aparent nu se întâmplă nimic. Totuși ele sunt aici, buzele acestor fantome care înfulecă și își șterg buzele cu fața asta de masă sunt tot atât de albe ca și albul broderiilor și al bumbacului. Nu mi-amintesc nimic. E, grozavă mai e sinceritatea ta. Domnule hoț al clinicii, hai, e rândul tău să faci un efort, hai, efortul unui om puternic, hai, adu-ți aminte, hai. Sărbătoream cei 7 ani ai lui Julien, da? La Clomone, castelul meu de păpușe, uzina mea de dulcețuri, era 24 septembrie 1947, ziua când începe vânătoarea. Cu o seară înainte îl operase și pe bunul tău prieten Socrate, prieten din copilărie, tovarăș bun de-al tău, deputat radical. Operație terminată cât se poate de prost, adică foarte prost. Știi că nu-mi place deloc întâmplarea asta, știi bine. Da, nici mie nu-mi place și nici lui Julien. Atunci hai să ne oprim aici, hai să plecăm. Dacă nici nu să-i scoți mantou. Hai să lăsăm valizele, toate nimicurile astea prea pretențioase de care nu mai avem nevoie. Nevoie? Da, nevoie. Să le păstreze Julien, dacă vrea, toate rufele astea murdare. Dar trebuie să ne tresalte inima pentru ele, obiectele astea care ne despart, trăiesc. Vreau hamal? Hamal! Hamal! Încetează! Mai său, încetează! Și Socrate a murit, da? A murit cu zile. Iar tu te comportai ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. El n-a murit imediat. Nu, în asemenea cazuri, prietenii au eleganța de a muri peste câteva zeci de ore mai târziu. E așa, se poate atunci spune că operatul n-a putut suporta șocul operator. Vom suporta noi astă seară? Tu iei totul în serios. Da? Totul. Toate astea nu-s decât un joc, Elise. Noi ne jucăm. De altfel, Julien nu o să mai vină. Acum sunt sigur. Nu, de ce? Hai, Elise, hai, zău, putem pleca. Hai să plecăm. Tu cine vrei să aibă ultimul cuvânt? Socrate? Da, Socrate în clipa când îl adormeam. Sau eu, tovarășul lui din copilărie. Povestea asta nu-ți displace? Poate. Hai, nu, stai. Eu vreau să-ți vorbesc despre fața de masă. Deci, în ziua aceea, de 24 septembrie 1947, ai venit de vreme, adică din zi dimineață, la Clomone. Stai. Nu voiai să lipsești de la deschiderea vânătorii. Chiar dacă l-o omorâsești pe Socrate. Ba, ești vulgar. Exact. Așa, să continuăm. Bernard, șoferul,
A mers cu tine toată ziua. Îți ducea tolba și avea grijă de câine, dar te și observa. Iar tu trăgeai oriunde, oricum, așa ca și cum ai fi voit să te amețești. Bernard mi-a spus, a ucis 10 de cartușe. Ia, Bernard e bună. Da, 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 exact, exact. Și am să-ți o împrospătesc și pe a ta. Tu îți speli mâinile înaintea fiecare operație din clinica mea. Ei bine, privește-le pe ale mele. Sunt curate, nu? Și frumoase. Da. Da. Iar fața de masă albă, brodată cu alb, le fac și mai curate și mai frumoase. Hai. Hai, Antoine. Hai, ia un aer. Mai sărbătoresc. E doar aniversarea lui Julien. Julien al nostru. Julien al acelei case unde există totul, unde nu-i nimic. Julien, la acestei case care, primă fioară, mă îngheață. Dar ce te-a apucat acum să scuturi fața asta de masă? Eu scutur, dar să mâncăm pe ea. Uite, masa e pusă. Așteptăm doar ca domnul să-și termine baia. Așteptăm ca domnul Taur, asasinul cartușelor, tatălui Julien, să trecem la masă, să vină să-ți... Da, și tu vii. Poți să mă râd. Super. Un adevărat monument. Ne așezăm la masă. Julien te examinează cu atenție, o privire fixă, mirată. Privirea unui copil care știe că în farfurie, ascuns sub șervet, se află cadoul. Cadoul de aniversare. Îți amintești acum? Bineînțeles. Ei, Julien așteaptă din partea ta un semn. Un zâmbet, o privire. E la dracu cu prietenul tău, Socrate. Masa începe. Mă servesc cu supă, apoi tu, după aceea Julien. Julien nu îndrăznește să spună nimic. Până în ultima clipă, el așteaptă din partea ta privirea care ar salva totul. Apoi, speriat, își ia șervetul și lasă să alunece darul pe genunchi sub masă, fără să spună niciun cuvânt. Te fixează cu privirea... Așa. Așa, eu stau în capul mesei acolo, așa, tu stai acolo, iar Julien aici. Te privește tot timpul. Nu se uită deloc la mine. Te privește doar pe tine. Pe tine. Și după masă te-am împălmuit. Exact. În fața lui Julien. Exact. Dar ai încercat să-mi scapi. M-am înapoiat în camera mea. Îți spusesem încet, foarte încet, în timpul desertului, în clipa când chiar sosise torta cu cele 7 lumânări. E aniversarea lui Julien. Astă seară am plinit 7 ani. Nu mai știu ce ai răspuns, pentru că... Tu ești sever, ești brutal, ești egoist, așa, așa, așa. Te-ai adresat chiar lui Julien, i-ai spus că aniversar nu înseamnă nimic, nimic, nimic. Nu înseamnă nimic. Da, că viața n-are nevoie de date, viața. Balivernele unui părinte care nu înțelege nimic, nimic. Fața asta de masă ar trebui să ne orbească. Nu privim față. Fiecare lucru la timpul său. Ascultă, lingurile, furculițele, cuțitele fac un zgomot ciudat în farfurii. Zgomotul unor cârje. Fiecare stă în colțul său, în jurul mesei. Nici măcar un câine căruia să-i vorbești în timpul mesei să umple un gol, să pună un pansament peste tăcerea aceea care ne rănea pe toți trei. Din oficiu se auzeau murmure. Servitorii se întrebau dacă trebuie să ia lumânările tortei, dacă trebuie măcar să servească torta. Dar puțin îmi pasă de torta. Da, nici nu era măcar un câine căruia să-i poți vorbi. Câinii dormeau în seara aceea. Participaseră la deschiderea vânătorii. Te-au auzit trăgând toată ziua, indiferent unde, indiferent cum, fără să ucizi nimic. Dormeau în cuștile lor,
abrutizați de stăpânul lor abrutizat, care l-a omorât pe Socrate. Repetă, sunt mândru de ce a urmat. Nu, eu n-am așteptat sfârșitul mesei. L-am salutat pe Julien, pachetul i-a căzut atunci de pe genunchi sub masă, cu un zgomot ușor pe parchetul bine ceruit. Bing! El nu s-a clintit. Eu am părăsit sufrageria, am urcat primele trepte ale scării, dar mi-ai prins brațul și m-ai pălmuit. Odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, mă zgâlțiai ca pe o păpușă de cârpe în brațele tale. Da, așa ai făcut. Cu câtă bucurie, cu câtă pasiune te-ai deslănțuit până la urmă. Da, cu câtă bucurie, numai că partea proastă e că Julien ne-a urmat și el se afla acolo, s-a uitat la noi, ne privea, a văzut tot, palmele, una, două, trei, patru, cred că și-a strâns mâinile și le-a împreunat, doi pumni mici de copil cu care ar fi vrut să ne omoare. Uite, vezi, Antoine, Socrate și Julien, în aceeași zi. Frumos tablou de vânătoare. Vrei să mai mâncăm o dată pe fața asta de masă? Uite, iau fața de masă și îți dau înapoi rochie. De acord? De acord? Da, prea bine. Uite, am să împăturesc cu multă grijă rochia. Și eu iau fața de masă și... Julia m-a întrebat cum te-am putut face noi asta în fața lui. Da, știi? Spun noi, adică eu îngenunchiată, cu un genunchi pe prima treaptă a scării, celălalt genunchi pe dalajul de la intrare, încovoiată sub loviturile tale. Dar cum ar fi putut înțelege un copil că de fapt era vorba de dragoste? Dragostea noastră. Spun a noastră, din cauza palmelor. Așa, pentru că nu ne puteam iubi altfel când ai o clinică în patul tău și pe Socrate ca prieten. Ia uite, mai e și ceasul ăsta cu geamul spart. Mai știi, ne aveam la Chamonix, în vacanță. Oh, ce vacanță! Nici aici n-aveam măcar câinii ca să le vorbim, când nu aveam nimic să ne spunem. Era drăguț, era grozav de burghez, foarte burghez, cum spun infirmierele tale când își bat joc de pălăriile mele. Chamonix. Da, o altă amintire. A căzut fața de masă. Te întorceai după ce escaladasești trei zile, singur. Pentru tine nicio escaladare nu era periculoasă. Asta ca să-ți dovedești că ești un bărbat adevărat. Bărbatul meu, cel renumit. După masă, luam cafeaua în pădurea de pin de lângă hotel. Julien era fericit, își regăsise pe tăticul lui, iar tăticul lui vorbea. Tăticul lui își uitase ceasul în camera de la hotel și îl ruga să-i aducă o misiune pentru Julien. O misiune, un fel de escaladare. Poate astea sunt fleacuri. Julien s-a dus să-ți aducă ceasul. Fleacuri! Stai, s-a întors repede. Era fericit. Ținea ceasul în mâinile lui, așa, ca un pumn. Asta nu-ți amintește nimic? Alerga, da, și s-a împiedicat. A căzut și ceasul i-a scăpat din mână și geamul s-a spart. Și fără importanță. Nu însă și pentru el, pentru că l-ai apucat strâns de braț. Așa, ca un uriaș, ca un nebun. Ceasul s-a sfărâmat. I-ai poruncit să se ducă, să se închidă în camera lui până a doua zi. Da, iar mie mi-ai poruncit să nu care cumva să mă duc să-l mângâi. Și era normal. Era un băiat, nu? Un pretindel de bărbat. Iar tu un bărbat. Și? Unul adevărat. Crezi că tu l-ai înțeles? Ai înțeles ceva din... M-ai înțeles tu pe mine atunci? Nu. Nici acum și nici atunci. Și astă seară sărbătorim această frumoasă victorie. Îți atrag doar atenția că geamul spart n-a fost niciodată înlocuit. Fața de masă n-am mai folosit-o niciodată, iar eu n-am azvârlit niciodată rochia asta. Stai, a trebuit să vorbim acum și despre măicuța ta. Nu despre măicuța ta cea bună, ci despre bunicuța lui Julien.
Cred că nu te îndoiești că Julien mi-a cerut să aduc în valiza asta unele trofee ale gospodăriei noastre, în trei pe care o alcătuiam cu ea. Cu mama ta. Să știi că mergi prea departe. Ei, nu mai există limita, Antoine, azi. Bine, e rândul tău să mai joci dacă ții cu tot din adinsul. Și al tău să te aperi înainte de a te ataca. A durat destul, gata. M-am săturat de jocul ăsta. Dite, nici din potriva abia începe. Jocul ăsta rămâne de altfel totdeauna la același punct. Punctul lui de plecare. Hai. Mama ta vorbea totdeauna englezește când voia să mă facă să înțeleg că nu-ți vorbește decât ție. Ție. Ne-am prins în cursă. Elise. Ah, în cursă, Antoine. Nu înțelegi asta, deci. Elise. Julien e aici, 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 aici. El e la casă. Da, da, ne observă. Fereastra asta nu-i blocată. E bătută în cuie. Uite-te! E bătută în cuie. Elise, fii rezonabilă. Ca să nu și strigătele noastre sau să ne împiedice a ne-a zvârli pe fereastră. O ceartă izolată. Mi-e frică. Dar cu cât te privesc mai mult, cu atât îndrăgesc mai mult frica asta. Cu cât te privesc mai mult, cu atât doresc mai mult să mă bat cu tine. Elise, hai să plecăm. Vom merge până la capăt. Și tu știi bine ce înseamnă asta. Noi nu eram pregătiți. Am venit cu tine ca să stabilim unele lucruri cu fiul nostru. Ca să-i vorbim din nou, să-l primim din nou. Să-l iubim cum nu l-am iubit niciodată. Altfel decât cu afecțiunea și teroarea noastră. Și te întâlnesc pe tine. Mă aflu în fața ta. A ta. Ia o țigară. Tu știi bine că nu fumezi. Ei, fumează azi. De acum înainte, mâinile tale nu mai au nicio importanță. Puțin în pasul de clinica ta. Va trebui în definitiv ca chirurgul să opereze ultima oară. Ultima oară. Și nu o să aibă un fiu care să-i preia ștafeta. Ca să facă o căsătorie grozavă și să-și ofere un material de lucru și mai grozav încă. Și va trebui să vândă această anticamera morții. Ai, ia o țigară. Ai, fumează. Hai, 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 drăcie. Ia, uite, tremură mâinile de plăcere. Ce ți-a plăcut întotdeauna să fumezi? A? Dar te ferei ca nu cumva să-ți strici mâinile. Hai, hai. Așa, așa. Da. Asta trebuie să-ți amintească măcar o clipă în viața ta când ai fost omenos. Hai, nu-ți fie teamă. Hai, să regăsești gustul ăla. Și apoi după moartea lui Socrate, nu te mai temei de nicio nenorocire. Ne-am închis valiza. Dar Julien nu l-a uitat pe Socrate. Moartea lui Socrate, adică. În valiză e capodopera lui. Uzina fără suflet. Ultima carte a lui. Ah, nu, Julien, micuțul Julien de 10 ani, care participa la toate mesele în capul mesei, nu l-a uitat pe idolul dineurilor organizate pentru prieteni. Domnul care îl considera pe Iisus Hristos ca pe un personaj istoric și îndrăznea să o spună chiar în fața preotului liceului. E da, toate astea sunt într-adevăr ridicole. Suntem plămădiți din acest ridicol. Amintește-ți de anul 50. Teama de comunism ne făcea să făptuim și să spunem orice. Era caragios. Burghezia își descoperise torta ei, surpriza pentru deserturile dineurilor reușite. Țigara asta e foarte plăcută. Nu te preface că nu mă asculți. Atunci scoateți mantoul. Nu, mi-e frig. Deschideți valiza. Să știi că m-am săturat până în gât. Vreau să văd totul dintr-o dată. Ți-e frică? Da, cam așa ceva. Vreau să văd grămada ta de lucruri. Să-mi fac o idee de ea. Toate astea încep să mă amuze. O grămadă, o grămadă de amintiri. Ei, ce, n-o să fie decât o grămadă. Ei, haide, haide, vreau să văd. Ei, uite, uite, ha, uite, uite. Sunt o mulțime de lucruri. Uite, fotografii, cărți, reviste, cutii, haine, portocale. Uite, multe portocale. Dar ce-s cu gunoaiele astea, cu toate gunoaiele astea? Gunoaie, toate astea le avem, sunt ale noastre, în comun. Chiar și portocalele? Ei, da, da, acum ești mulțumit? Dar uite, văd printre ele și multe obiecte care au aparținut mamei. A, e puțin spus. Fiul tău îți oferă, se pare, o frumoasă revanșă. Ei, uite, chiar tu stabilești versiunea exactă. Da, ia spune-mi, ce era mama mea pentru tine? Bunica. Mama, fata, fetița.
fetița, soția și amanta fiului ei. Elis! Fiului ei, care era soțul meu. Iar ea trebuia să joace toate aceste roluri de femeie simultan. Viața pentru ea nu era decât o piesă cu doi actori care se juca între o mamă și un fiu. Piesa pe care o jucăm noi acum? A, nu, cu singura condiție că noi suntem trei astă seară. Da, și sunt prea mulți oameni în povestea asta. Și nu neapărat numai cei care sunt morți, ca mama ta cea bună. Sau cei care nu intră niciodată în scenă. Ai spus chiar cei care sunt morți și cei care nu intră? De ce ai adus portretul ăsta al mamei? Citește dedicația cu glas tare. Lui Julien, de la bunica lui, mama lui cea adevărată. Trebuie să admitem adevărul. Da, eu n-am avut niciodată niciun rol. Iată de tine. De ce nu te-ai însurat cu mama ta? Era atât de blând cu ea și ea atât de blândă cu tine. Idealul. Întocmai. Tu știi că am iubit-o întotdeauna. Ea era, doar ea era logotnica fericirii mele. Da. Când eram student, lucram târziu noaptea. Eu auzeam pașii pe scară. Ce poveste de dragoste. Intra în camera mea, intra ca o pisică. Mă ducea cafeaua, nu spunea nimic. Apoi îmi mângâia mâinile, le sărăta. Era rând pe rând mama, fetișcana sau fetița care râde în hohote, fiindcă i-a căzut cercul. Apoi a apărut tu. Tu. Trebuia să se întâmple asta. Și încetul cu încetul... O grevă a gunoaielor dintr-un oraș mare și gunoaiele și deșeurile au început să se îngrămădească între noi. Așa. Ce nevoie ai de cartea asta? Bravo! Bravo! Așa te recunosc. Ne-ai aruncat orice. Am luat o carte la întâmplare. Minți! Te cunosc eu. Ai aruncat cartea despre care nu voiai să vorbesc. Exact. Iar exact. Exact. Ai fi putut lua mai degrabă cuțitele astea indiene pe care buna noastră mamă totemică, mama cea adevărată, ni le-a dăruit când am împlinit 10 ani de căsnicie. Mama ta cea bună ne-a întins un pachetel legat cu o panglică, își luase niște precauțiuni oratorice. Vă ofer obiectul la care bunicul soțului meu ținea cel mai mult. Două cuțite, da, două cuțite otrăvite. Dar două cuțite care evocă istoria familiei tale adoptive, Duperini, chirurgi din tată în fiu. Republicile, monarhiile dispar, Duperini rămân. Sunt secerați din generație în generație, dar ei și-au găsit refugiul. Cuțitele, cuțitele! Mama ta cea bună ni le-a oferit într-un pachet foarte frumos, da. Și-a murit peste câteva zile după ce ne-a făcut cadoul ăsta. Îmi iubeam mama. Știu, știu. Și moartea asta e stupidă. Moartea unei mame e totdeauna stupidă și sfârșietoare. Mai ales când crezi că deții armele a ceea ce devine o crimă sau o sinucidere involuntară. Hai, ia-le! Cântărește-le în mână. Au greutatea unei mame pe care toată lumea o poreclise vipera. Vipera? Da, Antoan, vipera. Răutatea ei era țesută cu dragoste. Ăsta e secretul creierii dramelor burgheze. Un univers în care nu pătrunde umorul. Nici o clipă, nici una singură. Un trenuleț care deraiază într-o zi în câmp, așa, prostește. Spune tot ce ai de spus. E totul a început în ziua când Julien a încetat să mai îmi repete ceea ce mama cea bună îi cerea să-mi repete. În ziua când de asemenea s-a hotărât să repete mamei celei bune tot ce îi spuneam eu să nu-i repete. De ce vârstă avea? Au 6-7 ani. Și de ce nu mi-ai spus nimic? E la aniversarea lui, în ziua aceea. Atunci am încercat să-ți vorbesc. Te-ai schivat. Nu mi-ai lăsat nicio șansă să-ți vorbesc. Nu-mi place dezordinea asta. Câtă dreptate ai, Antoine? O țigară? Mulțumesc. Așa. Uite. Vezi? Fumezi și mâinile nu tremură. Îi spuneai mamei viperă? Păi, da. Ia și-a dat numele ăsta. Într-o zi m-a atacat, m-a înjurat, m-a acuzat că o poreclesc viperă. Nu mă gândesc niciodată la asta. Mie mi se pare că îi se potrivește foarte bine. Și? Ai repetat asta lui Julien? Nu, ea singura a făcut-o. Ea!
Spune, hai, vorbește. Da, ea excela în arta de a prevedea, de a-i plasa pe actorii dramelor, de a crea mobilurile, sugera, organiza și totul se nota, se desnoda în afara ei, dar ea provoca totul. Ea purta răspunderea tuturor lucrurilor, dar nu, ea nu era acuzată cu nimic. Se bucura de tot ceea ce dezlănțuise, dar nu suferea de nimic. Suferea din cauza ta? Dar ce puteam face? S-o las fără apă, fără niciun fir de apă. Viperele fără apă se umflă, se umflă și pe urmă plesnesc și așa la soare ca baloanele. Noi eram firul de apă al mamei tale. Da. Ah. În sfârșit, bine că te-ai hotărât să scoți pălăria și mantoul. Da. Cam târziu și drept, deoarece eu nu n-am să mai stau mult. M-am săturat până în gât de tot jocul ăsta stupid. Dar riscul jocului nostru e că nu-l putem părăsi la mijloc. Dar, Julien, nu o să întârzi acum. Nu, după cât se pare, parcă ne-am spus tot, nu? Aproape tot. Să știi că el poate veni dintr-o clipă într-alta. Dar ce face? Cum te dezbraci? Îți poți rochia? Da, vreau să o îmbrac pe aia care ai adus-o tu. Ceea ce și dorești, nu-i așa? De altfel sunt sigură că rochia asta, uite, o să-mi vină așa cum bine. E, n-am să o pot purta decât a doua oară. Uite, palmele întrețin forma, uite-te. Uite-te, hai. Îți mai pot place? Șolduri, profil, sâni, striptizul unei soții pe care o cunoști pe de rost. Da. Da. Asta te mai poate emoționa? Hai, uite-te în altă parte. Hai. Puțin curaj, domnule hoț. Ai făcut o afacere bună. Profită de ea, hai, mai e încă timp. Uite, un material, ia uite, atât de plăcut. Un adevărat material dinaintea războiului, da. Da. O adevărată logodnică dinaintea războiului. Ah, ce rochie frumoasă, într-adevăr. Uite ce bine îmi vine. Îmi vine încă bine. Purtam un coc, da, un coc. Așa, uite, vezi, e simplu. Nu mai lipsește decât bicicleta cu portbagajul de piele și Julien. Julien era fericit în ziua aceea. Nu cred. Îl furase Shevei, singura persoană pe care o cunoștea. Nu era decât o hoață. O hoață ciudată și minunată, care se credea ciudată și minunată. În rochie asta, făceai o dramă din Temirce. Tu. Tu și Julien. Da. Iar rochia se înfășura. Strângea, bloca totul, strivea. Iar portocala s-a rostogolit, în rigolă, a dispărut în gura de canal. Canalele de scurgere, canalele noastre de scurgere, canalele de scurgere ale orașului nostru. Erau și portocale în valiza ta. Tot atât de multe cât și palmele pe care le-am căpătat la Silmaria. Silmaria. Julien avea 9 ani. Ne înapoiasem de la un congres la Viena și ne-am dus să o vizităm pe mama ta și pe Julien, care își petreceau vacanța împreună în hotelul acela sinistru, de pe malul lacului ăla sinistru, imobil. Gata, nu mai sumbru. Ascult. Nu se da. Doamnă, nu mai mă joc. Da. La desert, în prima seară, stăteam la masă în sufragerie, o masă pătrată. Era prima oară când mama ta, cea bună, nu putea prezida. Stăteam în fața ta și mama ta, cea bună, la dreapta, Julien la stânga. La desert, după prăjituri, mi s-a dus un coș cu fructe. Mama cea bună, cea adevărată, a ales o portocală pentru Julien și i-a pus-o în farfurie. A făcut atunci un gest, cam așa, un gest deasupra mesei, un gest uimitor de încet și de delicat, pentru că ea organiza, provoca... Exista o prea mare eleganță în gestul acela ca să nu ascundă dorința de a crea o dramă. O dramă? Julien a refuzat portocala. Da. Și atunci? Atunci l-ai pălmuit. I-ai tras o palmă zdravănă în mijlocul sufrageriei. Chelnerii s-au oprit să mai servească, se uitau la noi și mama cea bună a lăsat ochii în jos și Julien te-a privit țintă. Cum poți să dai importanța acestui lucru? E o palmă. Băi, da. Julien și-o mai amintește și acum. Dovadă, Julien te priva țintă. Și tu l-ai mai pălmuit odată, de 2 ori, de 3 ori. Nici eu nu mai știu de câte ori. Nu mai priveam. Ce importanță are?
Aici te recunosc complet, da, da. Îți recunosc stilul. Peste 20 de ani ai scris lui Julien. Suntem îngrijorați. Mama ta și cu mine dorim să te revedem, să-ți vorbim cum nu ne-am vorbit niciodată. Spune-ne unde, când și cum. Iar Julien a dat întâlnire aici, cu valizele astea. Destul, hai, gata. Scoate-ți rochia asta. Scoate-ți rochia asta. Nu, lasă-mă, îmi place rochia. Fereastra asta e țintuită, uite. Creioanele bine ascuțite, amintirile astea, e tot ce-a mai rămas. Operația a fost ratată. Operația chirurgicală a fost ratată. Asta e revanșa lui Socrate. Toate rănile s-au deschis din nou și trebuie să le privim. Să le privim bine. S-a întunecat. Hai să plecăm. Nu, pleacă fără mine. Eu am să rămân aici până se întoarce Julien. Da, n-am să te pot lăsa singură. Vino. Vino, îți poruncesc. Proprietarul s-a supărat. Dar proprietarul s-a supărat. Elis, și te-ai roșit tot. Destul, hai, gata, vino. Dar puține-mi pasă de tine. Chiamă-ți mama, fata, soția, metresa, mai știu eu pe cine. Mama e moartă. Moartă? Cum e aici? Aici sau... sau acolo? Așteaptă poate în culise ca să intre în scenă. Elis. Sau... Da, în fundul sălii, în mantoul ei de astrahan, își pregătește replica de intrare. Elis, și aici, proprietarea fiului tău, pe vecie. Nu, nu, nu te apropia. Cunosc violența palmelor tale. Azi am să știu să le eschivez, n-am să îngenunchez. Elis. Un genunchi pe fiecare din primele două trepte ale scării din Clomone, ca să fiu pălmuită de tine. O, bietul meu Antoine, bietul meu chirurg, bietul meu proprietar de clinică, te-aș ucide, dacă Elis va trebui. Elis! E tot ce știi să spui. Da, da. Elis, Elis! În viața ta câinoasă a existat un cățeluș, nu-i așa? Elis! 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 Elis, din acest bizar dialog, noi nu reținem și unul și altul decât două monologuri. De altfel e teribil. Dacă Julien sau mama cea bună ar fi intrat în scenă în timpul piesei, pe afișul întâlnirii noastre de astă seară n-ar fi figurat două nume, ci patru. Am fi fost trădați, condamnați, dinainte să ne vorbim, să ne prefacem că ne vorbim. Și nimic nu poate distruge ceea ce ne desparte. Ce să distrugă? Felul de a ne accepta greșelile, de a ne supune lor. Aveam 18 ani când ai însurat cu mine. Eu eram fecioară și în viața mea nu te-am cunoscut decât pe tine. E idiot, dar adevărat. Iar tu o știai, tu. Și erai mândru de asta. Eram proprietatea ta. Ce rasă de proprietari. Și tocmai această mândrie o pălmuiai tu, ca să-i dai culorile frumoase ale sănătății, obrajii fericirii. Te iubesc încă. Nu mă îndoiesc nicio clipă. Îți iubești proprietatea atunci când ești proprietar. Unde se termină Elis? Unde începe clinica? Dinastia chirurgilor avea nevoie de bani. Mama, mama cea bună de asemenea. Tu crezi că e important să o spui? Să o repeți? Să o strigi așa? Ție nu-ți lipseau atât de mult bani. Numai că mama a preferat ca în locul portofelul ei să deschidă altul. Ascultă, nu mai vorbi de mama. Mama cea bună. Mama cea bună, mama cea bună. Știi, mama. Ești viperă. Am urmat o școală bună. Recunoști? Da, recunosc că asta a devenit o necesitate. Un ordin. De ce faci? De ce l-au cuțitele de pe masă? Mă apăr. Păi n-are de ce să-ți fie frică. De, așa spun toți asasinii victimelor lor. Dar n-am să te ating. Lasă prostiile, lasă cuțitele jos. De ce ți-e teamă de un dar al mamei tale? Un dar frumos pentru a 10-a aniversare a iubirii noastre? Un adevărat dar de familie? Ai, gata, mai jocul a durat destul. Nu, gata. Jocul nu s-a terminat. Nu, tu cunoști deja finalul, ca și cum l-ai fi jucat de 100 de ori. Așa că nu mai vrei să-l joci. Stai, Antoan! No. Antoan, nu pleca! No, dar gata. Nu pleca încă! Dar știi ce-mi rămâne doar? Agilitatea! O forță imensă! Forța unei greșeli! Aceea întâlnirii mele cu Antoan! Logodnicul nenorocirii mele! Toată lumea îmi spunea, nu te mărita cu el! Nu te mărita, mama lui e totul pentru el! Ea va face totul ca să vă despartă! Totul ca să te ucidă, Antoan! Nu, nu! Nu te mișca! Nu, îmi rămâne agilitatea!
precizia gestului, nu o să reușesc să fugi. Antoine! Elis! Nu vreau să rămâi aici, așa, până la capăt, până ce intră Julien. Când eram fetiță, furam dulceață, dar furam și bilele fraților mai mari. Și bilele astea furate le strângeam foarte tare în mâini. Iar frații mei mari, frații mei cei mari, nu puteau niciodată să mi le ia înapoi. Așa, 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 înfruntă-mă! Așa, treaba va fi mai curată. Onoarea va fi salvată. Ticălos! Zac! Taur! N-ai să treci, bravă, fiindcă ți-e teamă! Teamă! Ți-e teamă de iubire. Ce mi-o mai păstrezi? Mie, povara. Ascultă, te rog. Nu, nu pleca. Nu pleca! Ascultă-mă! Antoine! 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 Întoarce-te! Mai avem atâtea lucruri să ne spunem. Antoine! 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 Te iubesc!